surprins și aici. Într-o mică pauză vin de la repetiții de la circ pentru spectacolul lui Adrian de vineri, Balcanica, unde te invit și pe tine, bineînțeles, și pe telespectatorii voștri. Mulțumim, mulțumim! Și a fost o mică repetiție acolo cu acrobație, cu... În fine, va fi mare petrecere, vorba lui Vali Vigelie, unul dintre invitați. Și am venit până aici ca să mai văd ce se mai poartă și să mă bucur de o aniversare, pentru că știi cum e, să reușești să supraviețuiești pe piață în perioada asta, atâta zeci de ani, aș putea spune, nu e ușor. Și atunci mă bucur împreună cu prieteni. Spune, Iuliana, îți admiram haina de cum... Da, este un cadou de la o prietenă. Este un cadou de la o prietenă, această haină, da. Cum este să porți o haină cu Sofia Loren pe tine? Stai seama că îmi place, este ceva așa care imprimă din puterea Sofiei Loren. Ai multe haine în garderobă? Sincer, întotdeauna mi se pare că sunt prea multe. La fiecare început de sezon mai dau din ele. Am cam început să mă satur, pentru că chiar mă gândeam că sunt 30 și ceva de ani de când tot timpul sunt preocupată cu emisiuni zilnice, cu, sau după aceea săptămânale. Sunt preocupată cu ce mă îmbrac, cum, dacă e bine, nu e bine. Unora ai stilist, altor nu ai la dispoziție. Mai înveți și singur. Și la un moment dat te plictisești, adică te saturi. Și odată cu maturizarea mai vine un element. Mai bine, mai puțin și foarte de calitate și care nu se demodează niciodată, decât prea mult. N-am cum să te întreb de David. Ce face? David face bine, învață, se pregătește pentru prima sesiune, pentru că acolo este deja o sesiune la sfârșit de octombrie. Eu, imediat după spectacolul din 25 octombrie, adică pe 26, voi zbura până la el, ca să fiu împreună cu el de ziua lui pe 28 octombrie, și e bine, e foarte bine, mă bucur că s-a acomodat, nu se plânge de vreme, ceea ce am auzit înainte, obsesiv, înainte de a ne hotărâ la Olanda, am auzit obsesiv, vreme foarte urâtă, plouă foarte des, el este acolo la școală, a început odată cu 2 septembrie, deci prima dată a fost 2 septembrie, deci iată, aproape 2 luni, cred că a plouat de 2 sau de 3 ori, deci nu e chiar așa, și oricum ce e mai important este că el nu-l interesează această vreme mai mohorâtă, e adevărat, adică nu-l afectează. Ideea este că s-a acomodat, îi place ceea ce face, sunt lucruri foarte practice de marketing și de creative business, așa cum se numește și titlul facultății. Îi place ceea ce face pentru că sunt e lucru în echipă, în felul ăsta s-a și împrietenit deja cu câțiva, cu cei din echipa lui. Numai bine că după ce s-a împrietenit bine, următorul îmi tot vine să spun sezon, următorul curs din nou îi separă și îi desparte ca să se facă alte echipe, și acest lucru nu este întâmplător, e firesc ca să se cunoască între ei, și deci își va face noi prieteni și cam asta e. Îmi place că s-a acomodat și spune că deocamdată spune că este foarte bine. Să ștergem deocamdată, pentru că trebuie să transmitem că așa va fi în continuare, adică va fi bine.